Da, sunt mândră de tot ceea ce am realizat până acum. Da, aștept să merg în Dubai la ceva extraordinar, un eveniment extraordinar, unde vor participa cei mai influenți oameni din lume, unde vor veni cei mai mari luptători din lume, primii 20 de luptători, oameni importanți din fotbal și din, cum îi spune, din... Stai că mă uitam acum pe VIP la pozele lui asta. Bun, așa. Da, sunt foarte mândră și sunt... Sunt Ana Maria Prodan. Așa m-am născut și așa o să mor. Da. În, dacă tot se vor prezenta probabil nume grele în Dubai, poate se lipește ceva și de un transfer al cuiva de prin România? Ai ceva planul? O să facem și transferuri în iarnă. Foarte important este că de acum se lucrează la aceste transferuri. Și sper să așa, nu știu, ca România să fie mândră că are un asemenea om. Și până la urmă, cumva, fotbalul este reprezentat și de Ana Maria Prodan. Totuși, treci nu printr-o perioadă prea bună și uite că câștigi anumite premii și în România și în Monaco și... Da, nu mă interesează, mai să spun ceva, oamenii care se respectă, oamenii care au demnitate și coloană vertebrală, întotdeauna vor fi sus. Nu, nu știu, nu vor, fluturii nu dărâmă vulturii și pe mine nu mă interesează decât să-mi văd copiii împliniți, să-mi văd copiii fericiți, să muncesc și să devin mai bună decât am fost. Oamenii de pe lângă mine care știu sau nu știu ce este cu ei sau ce înseamnă viața și ce înseamnă fericirea și ce înseamnă familia, mai au timpul cu siguranță să învețe și în alte vieți, de câte ori vor veni pe pământ. Eu știu că am știut toată viața mea ce este familia, tatăl meu m-a învățat că familia este ceva sfânt, familia nu se trădează, familia, de familie nu-ți bajoc, de copii nu-ți bajoc și nu-i trădezi. Asta face familia Prodan din totdeauna. Familia Prodan a ieșit numai cu lucruri senzaționale în presă, da? Cu premii de genul acesta internaționale, niciodată cu circ și scandal. Și de asta stau departe și eu și familia mea de prostiile astea și nu mă interesează. Și atât. Da. Cred că ai repetat de vreo 3-4 ori că te simți strădată, că familia a fost strădată. Consideri că ai fost strădată de Laurențiu Reginkampf, mai ales că îl considerai un bărbat perfect? Da, eu îl consider un bărbat perfect prin prisma faptului că este tatăl copilului meu și niciodată, dar niciodată n-am să vorbesc rău de el. Spun doar atât și la fel cum am fost exemplu pentru țara asta, pentru meseria mea, pentru familia mea și pentru ceea ce am realizat singură pe sabia mea, așa, fără niciun fel de ajutor din partea nimănui, eu, Ana Maria Prodan, am să spun așa că sunt mândră de ceea ce sunt, sunt mândră de ceea ce sunt copiii mei, sunt mândră că niciodată n-am alunecat pe pante din astea foarte periculoase și în mizerie și în mocirlă și am să militez și am să pledez toată viața mea pentru noțiunea de familie, pentru dragostea de părinte, pentru copilul lui, pentru imaginea și exemplu pe care un părinte trebuie să-l dea copilului lui și pentru coloana vertebrală a familiei, da? Da. Care întotdeauna trebuie să fie drept. Da, umblă așa o vorbă prin târg, că, bine, mai în mai serios acum, că între ghilimele fiind spus, te-au ajuns blestemele din perioada în care Reghe era cu fosta lui soție și... Nu, asta este o mare prostie. Asta este o istorie din asta pe care, normal, oamenii care nu au foarte multă educație o comentează. Eu știu un singur lucru, că m-am reîntâlnit cu Laurențiu Reghe cam după 13 ani, și mi-a povestit că nu mai are niciun fel de legătură cu soția lui. Am și acum acele mesaje într-un BlackBerry vechi, le-am găsit și chiar zâmbeam.
Deci, când te-ai întâlnit cu E el, un BDM, dacă vă aduceți aminte. când ai spus că te-ai întâlnit cu el, că s-a întrerupt, nu știu, nici netul nu mai vrea După să audă. 13 ani, Da. după 13 ani, când m-am întâlnit cu Laurențiu Reghecanf și când am hotărât amândoi să mergem mai departe, pentru că odată ne pierduserăm în trecut Da. și ne reîntâlnisem după 13 ani, eu am întrebat care este legătura pe care o are cu soția lui. Mi-a spus că nu mai au niciun fel de legătură de 2 ani, că dorm în camere separate, că după moartea fetiței, practic, au mai fost așa niște încercări disperate de a mai salva ceva. În momentul în care Luca a apărut, da? Nici în momentul în care Luca a apărut n-a putut să-i mai apropie. Eu, cu toate astea, chiar aceste mesaje le am într-un BlackBerry vechi, pe un BBM, dacă vă aduceți aminte. Da. Chiar am fost tare mândră de mine și mama mea a fost tare mândră de mine când am invitat-o pe doamna Mariana Reghecanf la masă și a sosit și Laurențiu Reghecanf și pentru mine și pentru liniștea mea sufletească am întrebat dacă ei doi își mai pot repara relația, pentru că eu eram un om liber, da, fără Da. soț la momentul respectiv și niciodată, niciodată cine mă cunoaște n-am intervenit în relația cuiva. Mi s-a spus de către Laurențiu Reghecanf că nu există așa ceva, da? Nu se mai poate repara nimic pentru că este o chestie care ține de ani. Da? Și asta a fost toată problema. Eu am fost omul care a diluit cu Mariana Reghecanf, da? Pentru că cei doi nu-și mai vorbeau în urma discuțiilor de la vremea respectivă. Iar Laurențiu Reghecanf poate să confirme. Eu am fost omul care a hotărât, să spunem între ghilimele, că mama copilului lui Luca trebuie să trăiască și să aibă exact ce a avut și înainte. Și asta a și avut. Da. Deci, în fața lui Dumnezeu, da, eu stau dreaptă. Da. Deci, eu nu sunt obișnuită cu asemenea scandaluri. Nu mă interesează să intru în asemenea scandaluri. Eu sunt, repet, m-am născut Ana Maria Prodan. Când l-am luat pe Laurențiu Reghecanf, eram Ana Maria Prodan și l-am ridicat, da, pe culmile succesului. Din acest moment este datoria fiecărui om să se mențină sau să cadă. Nu este problema mea. Am încercat să am o atitudine extraordinară și cred că puține neveste au avut o asemenea atitudine în țara asta și în lume în general când vine vorba despre asemenea discuții și asemenea fotografii și asemenea mizerie. Copiii mei nu au voie să vadă așa ceva, nu au voie să se gândească la așa ceva sau eu. Suntem atât de puternici și suntem niște suflete atât de evoluate încât efectiv nu ne interesează nimic, nimic din toată povestea aceasta în care a intrat Laurențiu Reghecanf. Va rămâne sufletul nostru întotdeauna, îl vom striga, cum am spus, în universul nostru și în intimitatea noastră întotdeauna și îl vom pomeni. Da? Și copiii Da. mei niciodată n-au voie să uite că Laurențiu Reghecanf este tatăl lor, da? Deciziile de a-și vedea copiii, de a-i alunga, de a-i renega, de a ne bajocori sau tot ceea ce văd în presă în momentul ăsta îi aparțin în exclusivitate și trebuie să și le asume. Cred că Laurențiu Reghecanf deja nu se apropie de 50 de ani și cred că jocul de mama și copilul nu ni se mai potrivește. Faptul că l-am protejat atât de mult, cred că ar trebui să fie un exemplu pentru toate soțiile și mamele când vine vorba despre o situație de genul acesta, pentru că, în general, copiii nu au voie să trăiască așa ceva și cred că este un exemplu de demnitate, de iubire absolută și de respect pe care eu, Ana Maria Prodan, l-am arătat lui Laurențiu Reghecanf, eu, copiii mei și familia mea. Pentru mine, familia și când vine vorba să-mi apăr familia, voi merge întotdeauna la extrem. Așa am făcut întotdeauna și l-am apărat pe Laurențiu de fiecare dată când a venit vorba de subiecte delicate, pentru că mi-am apărat, de fapt, familia și apăr. Da, foarte tare pui, pentru că așa este normal. Copiii mei, adică cei care suferă, cei care nu-și recunosc tatăl în ipostaza asta și asta este, trebuie să înțeleagă că oamenii se pot schimba și că cea mai mare dovadă de iubire și respect este faptul că îi oferim libertatea, da, să meargă mai departe pe drumul sau în direcția în care Laurențiu Reghecanf crede că este bine. Da, se va mai. Nu este o rugăminte de a se întoarce acasă, nu este o
milogeală sau ce văd că comentează absolut toată lumea. Cei care comentează sunt suflete neevoluate, care n-au înțeles că dragostea de familie, respectul față de soț, la mine, Ana Maria Prodan, au mers și vor merge, da, către, către, nu știu, absolut, voi face orice pe pământul ăsta pentru ca familia mea să nu fie atacată, să nu fie lovită, chiar și pentru Laurențiu Reghecamp, am să-l ajut întotdeauna, am să-l ajut întotdeauna ca cineva să nu-l bajocorească, ca cineva să nu-l râdă, ca cineva să nu-i facă rău. Este, repet, alegerea lui. Noi suntem oameni maturi, noi suntem oameni care facem alegeri și când intrăm într-o astfel de situație, cred eu că trebuie să ne asumăm și să nu așteptăm să fim demascați de presă și făcuți de râs peste tot și bajocoriți de absolut toată lumea, pentru că toată această bajocoră, la un moment dat, va cădea pe copiii noștri. Copiii mei sunt mari, copiilor mei le este rușine. Copilul meu, când merge la fotbal, da, nu face altceva decât să vină cu lacrimi în ochi că un anume părinte sau un anume copil i-au strigat cine știe ce. Asta copiii sunt răi la vârsta asta. Cum este bebetul acum? Cum... Este foarte afectat și este normal, pentru că noi, familia Prodan Reghecamp, a fost atât de unită și cumva indestructibilă, dar se pare că nu știu, Laurențiu a avut foarte multe puncte slabe de care noi nu am știut și cineva a profitat. Repet, îl voi susține întotdeauna. L-am iertat și eu și copiii mei pentru toată mocirla în care ne-a băgat, fără voia noastră. Da. Îi doresc mult noroc, mult noroc. Și cam atât. Cred că, exact cum ți-am spus, fluturii n-au cum să doboare vulturii. Da, și o întrebare pe final, așa, să rămânem într-o notă optimistă. Se va mai îndrăgosti Ana Maria Prodan de cineva vreodată? Asta nu pot să știu eu, că asta este Dumnezeu. Dumnezeu îți dă o soartă. Ana Maria Prodan va trăi la fel de demnă, Ana Maria Prodan va trăi la fel de sinceră, de exuberantă, de fabuloasă, da? Pentru că așa este Ana Maria Prodan, la fel de unică. E greu în viața asta să poți să stai lângă Ana Maria Prodan, să reziști, să stai lângă Ana Maria Prodan, pentru că Ana Maria Prodan toată viața a avut niște targeturi fabuloase, niște targeturi uluitor de înalte. Și întotdeauna să știi că oamenii care au stat lângă mine, cumva între ghilimele, au fost obligați de lângă mine să urce într-un ritm amețitor alături de mine cele mai înalte trepte ale succesului. Și nu știu, îmi doresc foarte mult ca Laurențiu să fie învățat în toți acești ani ceva de la mine și să înțeleagă că a avut lângă el un motor care l-a urcat foarte repede, relativ repede, pe culmile succesului. Problema mare, și aici ne întoarcem la discernământul fiecărui om, da? De a ști să păstreze drumul drept, de a ști să-și respecte familia și copiii, de a ști să nu niciodată să nu se facă de râs și să nu fie șantajat sau discutat sau luat în râs de absolut nimeni pe pământ. Pentru că în momentul în care ai ajuns în situația asta, atunci este foarte greu. Foarte greu să mai poți să emiți pretenții. Și ca personalitate, și ca individ, și ca meserie, înțelegeți ce vreau să spun. Da, da, da. Cel mai important lucru pe care poate să-l învețe un om și să și-l însușească este faptul că de urcat urci, da? Trebuie să rămâi veșnic, veșnic recunoscător. Nu neapărat că cineva așteaptă mulțumiri, dar este o chestie așa ce ține de caracter, să mulțumești omului care te-a ajutat și să fii recunoscător, da? Și mai ales să poți să te menții acolo unde acea persoană te-a pus și te-a pus pe un piedestal pe care noi, familia, l-am pus pe Laurențiu Reghecamp. Îmi doresc din suflet, eu și familia, să-l vedem exact acolo, neclintit de vânt și de ploaie, acolo exact unde l-am lăsat noi, omul care juca finală de Champions League, cel mai tânăr antrenor care a jucat finală de Champions League vreodată. Da. Eu de acolo, din acel moment, da, aș vrea să-l văd pe Laurențiu Reghecamp cum urcă